Natanael i-a răspuns: Rabbi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis: pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis: adevărat, adevărat vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Aș vrea să vă întreb, unde v-a dus pe dumneavoastră în memorie textul pe care tocmai l-am citit, versetul 51? Unde v-a dus? La Betel, așa este. Spuneam și altă dată că contează foarte mult modelele pe care noi le avem în minte. În seara aceasta vreau să vă iau cu mine și să avem două modele. Modelul Betel și modelul Iaboc. Amândouă sunt modele tipologice cu o răspândire largă și extrem de importantă în viața creștinului. Mai mult decât atât, amândouă sunt modele chestionate. Geneza este cartea cu care am crescut. Este cartea aceea care se ocupă de grupuri mici, de oameni, de familii, practic, înainte ca istoria lui Dumnezeu să se ocupe cu națiuni, cu popoare și așa mai departe. Ca urmare, fiecare familie a găsit cumva un adăpost în povestirile din Geneza. Cine nu povestește frumos despre Iacov? Iacov care se naște într-o familie a făgăduinței, într-o familie a binecuvântării și care până la urmă se hotărăște într-un conflict spiritual cu fratele său, care trebuie să ia dreptul de întâi născut, cine trebuie să fie binecuvântat în casă. În contextul acesta, Iacov își ia pentru sine o soartă de străin și de fugar pe pământul acesta. Este unul dintre primii care fug de acasă, deși nu primul. Vă rog să vă aduceți aminte că primul fugar a fost Cain, fugar dinaintea Domnului. Da, vedeți, Cain este un fugar necredincios. Este un fugar care chiar vrea să fugă de Domnul. Iacob nu este fugarul care vrea să fugă de Dumnezeu. El, în mod foarte ciudat, el ar vrea să fugă spre Dumnezeu. El ar vrea să-L caute pe Dumnezeu. El vrea să rămână cu Dumnezeu cu orice preț. Și cu toate acestea, trebuie să fugă. Să fugă de acasă, să fugă de fratele său, să fugă de propriile sale fapte. Foarte dureros. Și în timp ce pleacă de acasă, sub cuvintele amenințătoare ale fratelui său din aceeași credință și de aceeași credință, Iacov ajunge la Betel. Fugarul. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, spune versetul 11 din capitolul 28. A luat o piatră, a pus-o la căpătâi. S-a culcat în locul acela. Și a visat o scenă care n-avea nimic de a face cu fuga lui. A visat o scenă în care cerul cobora la el. În care cerul îl vizita. Aș vrea să citim împreună de la versetul 13 și aș ruga media să îmi pună primul slide. De la versetul 13 care spune așa: Domnul stătea deasupra scării și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău, Abraham, și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l dau ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului, te vei întinde la apus, la răsărit, la miază noapte, la miază zi.
Toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge. Te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun. Foarte frumos. Extraordinar. Nu te voi părăsi până nu voi împlini cuvântul față de tine. Vreau să vă întreb, este cineva dintre noi în seara aceasta care simte că Dumnezeu i-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt? Este cineva? Învățăm prin credință despre făgăduințele lui Dumnezeu, învățăm prin credință despre planul lui Dumnezeu în lumea aceasta, în unicitatea noastră, în alegerea noastră. Dumnezeu dă fiecăruia dintre noi cerul întreg, nu doar o parte de cer, cerul întreg, ni-l dă. Mă uimește faptul că, vedeți dumneavoastră, Iacov parcă nu merită. Asta mă uimește. Și în timp ce Iacob clar nu merită și fuge, Dumnezeu îi spune: sămânța la Domnul Iisus Hristos. Fraților, ca să îi se vorbească lui Avram despre Domnul Iisus Hristos, înțeleg, Avram n-a avut căderile lui Iacov, n-a avut problemele lui Iacov. Dar și lui Iacov să-i vorbești despre Iisus Hristos și lui Iacov să-i spui că drumul spre Iisus Hristos trece prin tine și că tu vei fi acela despre care Domnul Iisus Hristos va zice: eu sunt Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov. N-a zis Domnul Iisus Hristos așa când s-a prezentat în Egipt, sau nu în Egipt, înainte de a fi în Egipt, lui Moise. I-a spus: cine ești, Doamne? Și Domnul a zis, știi, spune poporului meu că Dumnezeul lui Abraham, Isaac și Iacov. Surprinzător. Voi fi cu tine, te voi păzi pretutindeni, căci nu te voi părăsi până ce nu voi împlini ce-ți spun. Făgăduință 100%. Și Iacov zice: cu adevărat, Domnul este în locul acesta și n-am știut. Asta este primul lucru care aș vrea să ne oprească puțin atenția. Cum n-a știut Iacov? Ce credea Iacov? Care era modelul de gândire al lui Iacov? De ce n-ai știut? I-a fost frică și a zis: cât de înfricoșat este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. A luat piatra aia, cât o fi fost de mare, că nu poate să fi fost foarte mare dacă a pus-o ca pernă. Trebuie să-i fost de dimensiunea unei pietre. A luat piatra aceea și a pus-o în picioare și a zis: aici este casa lui Dumnezeu. Ce diferență fantastică între modul în care Iacov zice aici este casa lui Dumnezeu și modul în care cu câțiva ani înainte, zeci de ani înainte, cei de la turnul Babel au încercat să facă un monument și să-l numească Bab-ilu, care în limba siriană era poarta zeilor. Ceva foarte asemănător. Ei încercau să facă un monument enorm lui Dumnezeu ca să știe că Dumnezeu este acolo. Și aici Iacov vine și își îndreaptă perna lui și spune: nu, nu, aici e Bet-El, casa lui Dumnezeu. Iacob îl caută pe Dumnezeu, dar nu-l cunoaște. Îl cunoaște atât de puțin încât zice: nici n-am știut că era cu mine. Nici n-am știut că era aici. Spuneți-mi, vă rog, cum se culcase Iacov seara trecută? Cum se culcase? Singur. El nu știuse că Dumnezeu e cu el. Se culcase singur. Și s-a sculat? S-a sculat cu Dumnezeu.
Diferența între cele două momente este enormă. Iacov s-a culcat liniștit când s-a culcat, așa e? Conștiința, evident, îl urmărea. Avea probleme acasă, plecase. Se culcase liniștit? Nu. Se culcase cu probleme. Dar s-a sculat cum? Poftiți? Uitați-vă aici. I-a fost frică. S-a sculat plin de teamă datorită faptului că a descoperit că Dumnezeul cerului este cu un om care are probleme ca el. Asta e toată treaba. Cum, Doamne, poți să fii cu mine, cu problemele mele? Și mai mult decât atât, drumul mă duce pe aici, pe unde este casa lui Dumnezeu. Adică am dat peste casa lui Dumnezeu, fără să vreau. Gândirea lui Iacov. Moștenea cumva de la neamurile din jur, în care Dumnezeu era Dumnezeul dealului, Dumnezeul văii, Dumnezeul muntelui, Dumnezeul cetății. Și dacă treceai prin valea aceea, trebuia să treci și găseai pe Dumnezeul văii. Așa e și aici. Ca și cum ar fi intrat el în casa lui Dumnezeu fără să vrea. Când în realitate lecția este alta. Dumnezeu îi spune, știi ce, Iacov? Dă-mi voie să-ți arăt cum merg eu cu scara după tine. Și pe unde mergi tu? Este un loc unde îngerii lui Dumnezeu coboară. Nu cred că Iacov a înțeles foarte bine atunci Betelul. A înțeles că este frică. A înțeles măreția lui Dumnezeu. A înțeles că Dumnezeu îi promite că va fi cu el. Tot acolo, aici, la capitolul nostru, în capitolul 28, Iacov, după ce s-a mai dumirit puțin, s-a plecat în genunchi și a zis, jurând, versetul 20, dacă va fi Dumnezeu cu mine, mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac. V-am mai spus dumneavoastră, textele astea mi-aduc aminte de ceea ce îmi povestea mie tata. Au fost săraci tare. Atât de săraci că pe timpul foametei, spunea, venea acasă de la lucru și n-avea ce mânca decât prune și dude. Știți ce sunt dudele, da? Venea de la coasă de unde era și se urca în prun și mânca prune goale, fără pâine, n-avea nici turtă, nimic. Și dude, și cât putea să-ți țină de foame 4 prune, un pumn de dude, ce putea să-ți facă treaba asta? Și la un moment dat, deasupra casei noastre era via. A luat-o singur prin vie. Și la 12-13 ani, singur prin vie, flămând, după ce mâncase prune și dude, s-a oprit și s-a rugat Domnului și a zis așa, Doamne, dacă mă vei scăpa de sărăcie, Doamne, dacă mă vei ajuta să am ce să mănânc, dacă mă vei ajuta să-mi fac și o casă. Și acolo, în vie, tata a jurat lui Dumnezeu credință. Nu știu dacă o s-o fi luat după Iacov. Dar ori de câte ori citesc ceea ce a făcut Iacov la Betel, mi-aduc aminte de tata. Și îmi doresc și eu, via mea, locul meu unde să fac același lucru în fiecare zi a vieții mele. Dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu, adică Dumnezeul ăsta care l-am descoperit aici, eu în casa asta, îl voi lua ca Dumnezeu al meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere a minte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Fraților, ce-i cu zecime aici? Ce caută zecime aici? Am impresia întotdeauna că zecimea va fi impusă de Moise mai târziu în legile levitice. Asta este impresia multora. De unde până unde are
Iacov ideea aceasta de zecime. Poftiți? De la Avram. Care Avram i-a plătit zecime lui Melchisedec. Dar Avram de unde avea? Și vă rog să observați, zecimea nu e o problemă de datorie. Zecimea este o problemă de prinos. Vine Avram și dă zecime lui Melchisedec, recunoscându-l pe Melchisedec ca fiind preotul lui Dumnezeu. E o problemă de recunoaștere. Prin elementul, prin actul zecimii se recunoaște biserica lui Dumnezeu, se recunoaște călăuzirea lui Dumnezeu, se recunoaște prezența lui Dumnezeu, se recunoaște faptul că Dumnezeu a făcut ceva în viața ta și pentru tine. La fel este Iacov. Iacov se întâlnește cu Dumnezeu la Betel, de fapt Dumnezeu îl prinde din urmă pe Iacov la Betel, aproape că îl iasă în cale la Betel, îl prinde în locul acela și Iacov zice: Aoleu, Doamne, m-ai prins și pentru că îți jur. Și din nou, zecimea este un moment de recunoaștere. Să nu dăm zecime oricum. Nu dați zecimea fără să nu rostiți lângă ea o rugăciune prin care dumneavoastră să recunoașteți că prin aceasta vă închinați lui Dumnezeu. Că prin aceasta recunoașteți prezența lui Dumnezeu acolo. Și recunoașteți prin aceasta biserica lui Dumnezeu tot acolo. Modelul acesta în care recunoaștem prezența harului lui Dumnezeu, începând de unde? Din Vechiul Testament. De la Betel. Noi vorbim foarte mult de har în Noul Testament, dar iată harul aici, la Betel. Uitați cum comentează Ellen White mai departe modelul Betelului. Îmi place foarte mult în cartea Parabolele Domnului Hristos, pagina 176. Față de această lume neînsemnată, întregul univers ceresc manifestă cel mai mare interes. Pentru că Domnul Hristos a plătit un preț nespus de mare pentru mântuirea locuitorilor ei. Fraților, uneori suntem în situația lui Iacov. Uneori avem impresia că Dumnezeu a uitat de noi. Uneori avem impresia că fugim de unii singuri. Uneori avem impresia că suntem singuri. Până când Dumnezeu deschide cerul pentru noi. Și când deschide Dumnezeu cerul pentru noi, surpriza este extraordinară. La fel e și cu lumea noastră. Credem că suntem neînsemnați, că universul nu are treabă cu noi, când în realitate, datorită Domnului Iisus Hristos, lumea noastră devine centrul de interes al cosmosului. Răscumpărătorul lumii a legat pământul de cer prin legături tainice, căci răscumpărații Domnului sunt aici, în locul ăsta. Răscumpărații sunt legați de către cine? De răscumpărător. Răscumpărații sunt legați de răscumpărător. Ăsta este modelul frumos al Betelului. Urmăriți-l pe Iacov acolo și vom descoperi ceea ce fiecare dintre noi ar trebui să înțelegem ca fiind extrem de frumos, uluitor, de ceresc pentru noi. Ființele cerești vizitează încă pământul ca în zilele din vechime când ei umblau și vorbeau cu Abraham și cu Moise, la fel și azi, ca și atunci, la fel și astăzi, ca la Betel, la fel și astăzi, la fel, o scară între cer și pământ. Apropo, unde-și are piciorul scara? Unde o are? Unde l-are? Poftiți? Fraților, trebuie neapărat ca scara aceasta să-și găsească piciorul acasă la dumneavoastră. Acasă, acolo unde dormim, acolo unde ne odihnim, acolo trebuie să coboare scara Betelului. Și dacă vreți, aici, în biserica asta.
Cerul și pământul trebuie neapărat să fie legate. În mijlocul oricărei intensei activități din marile noastre orașe, în mijlocul mulțimilor care se îngrămădesc pe străzi și umplu târgurile, unde de dimineața și până seara oamenii se comportă ca și când afacerile, sportul și plăcerile ar fi totul în viață, unde sunt atât de puțini care să contemple realitățile nevăzute, chiar și aici, cerul are încă veghetorii și sfinții lui. Noi spiritualizăm foarte mult, dragii mei, noi spunem, într-adevăr, Dumnezeu se uită la noi, dar de la distanță, așa cu binoclu. Ia să vedem ce mai e acolo. Și se uită acolo, se uită dincolo. Sfânta Scriptură spune că lucrurile nu stau așa. Sfânta Scriptură spune că Dumnezeu ține legătura cu noi în mod personal. El face efortul să fie aici. Nu îl limitez pe Dumnezeu, nu îl definesc pe Dumnezeu în lucrarea sa. Dar ceea ce spune aici este că el sau lui îi face plăcere să se întâlnească cu noi. Și că acea aproape incredibilă realitate care se petrecea acolo la Betel se petrece încă și astăzi. Acolo se află ființe necăzute care iau notă de orice cuvânt și faptă a ființelor omenești. Unde? În orașele noastre, pe străzile noastre, pe bulevardele noastre. Sunt ființe necăzute care iau notă de orice cuvânt și faptă a ființelor omenești. Stau acolo, trecem pe lângă ele, nu le observăm, dar ele sunt acolo, sunt străjerii. Sunt străjerii. În orice întâlnire pentru afaceri sau plăceri, în fiecare adunare de rugăciune, sunt mult mai mulți auzitori decât pot fi văzut de ochii noștri cu care privim. Apropo, oare câți or fi aici? Câți sunt? Câți sunt? Uneori ființele cerești trag la o parte cortina care ascunde lumea nevăzută, pentru ca gândurile noastre să poată fi atrase de la învălmășala și iureșul vieții, pentru a ne da seama de faptul că martorii nevăzuți sunt de față la tot ceea ce spunem sau facem noi. Ar trebui să înțelegem că dacă am luat modelul și lecția Betelului și am ajunge la concluzia că Dumnezeu este lângă noi în fiecare clipă, probabil că ne-am măsura și atitudinea, și vorbele, și ceea ce facem de mai multe ori. La Betel, omul nu se poate purta oricum. Acasă la el, da, dar nu la Betel. Și vă rog să observați, Betelul este peste tot. Betelul. Vedeți, un tip este o realitate care se repetă în istorie. Dacă o anume realitate se întâmplă doar o dată, atunci poți să spui că este un accident. Dar dacă realitatea respectivă se repetă în istorie, atunci ea devine un model de lucru. Vreau să observați cum în Ioan 1:49-51 modelul Betelului se repetă cu cine? Cu cine? Cu Domnul Iisus Hristos. Aici textul spune Natanael, Rabi, tu ești fiul lui Dumnezeu, ești împăratul lui Israel. Și apoi Domnul Iisus Hristos îi spune în versetul 51: adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis, pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul omului. Vă rog să observați, Iacov are privilegiul acesta, are onoarea aceasta să aibă pe îngerii lui Dumnezeu coborând la căpătâiul lui. Cine mai are această onoare? Domnul Iisus Hristos. Între Iacov și Domnul Iisus Hristos mai este cineva? După Domnul Iisus Hristos va mai fi cineva care să aibă această onoare? Vă spuneam, dacă un anume lucru este doar o dată în istorie, atunci s-ar putea să fie o excepție.
Dar dacă se repetă în istorie și dacă are valoare de model sau de tip, el devine o soluție pentru toți oamenii. Uitați mai departe ce spune Domnul Iisus Hristos în Ghețemani. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Aceeași conexiune cu cerul, aceeași scară. Câți îngeri coboară pe scară? Poftiți? 12 legiuni de îngeri. Este modul în care Dumnezeu leagă cerul cu pământul. Evident, în Ghețemani, modelul este în criză. Domnul Iisus Hristos spune, dacă eu aș cere Tatălui, Tatăl mi-ar pune imediat la dispoziție 12.000 de îngeri, 12 legiuni. De fapt, o legiune are peste 10.000 de soldați. O legiune. 12.000 ar fi 12 ori 12, ne duce cumva spre cifra de 144.000. Asta este o altă descoperire frumoasă pe care ne-o pune Dumnezeu la dispoziție și spune, uite, atâția ar fi aici. Aici ar fi, atâția ar fi. Dar Domnul Iisus Hristos spune, eu nu cer asta. Și aici apare criza Betleemului, în care cerul e gata să trimită și Domnul Iisus Hristos spune, nu, eu voi bea paharul singur. Acesta este modelul 1 care am vrut să-l observați, modelul harului lui Dumnezeu care ne caută, modelul harului lui Dumnezeu care ar trebui să ne facă să nu credem vreodată că vom rămâne singuri. Că Betelul este neapărat la dispoziția noastră în fiecare clipă. Și acum, modelul 2, pentru că timpul ne presează, și anume modelul Iabocului, un nume nou. În Faptele Apostolilor 32, de data aceasta, 32, la versetul 28, numele tău nu va mai fi Iacob, ci te vei chema Israel, căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Vreau să vă întreb, așa de la bun început, este schimbarea numelui obligatorie sau nu? Este schimbarea numelui obligatorie? Uitați-vă bine în Isaia 62 cu versetul 2. Isaia 62 cu versetul 2. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta și toți împărații slava ta și îți vor pune un nume nou pe care îl va hotărî gura Domnului. E făgăduința lui Dumnezeu în legătură cu Ierusalimul sau cu Sionul. Domnul îți va da un nume nou și anume acel nume pe care îl va hotărî Domnul, gura Domnului. Ne așteaptă pe fiecare dintre noi această descoperire extraordinară. Într-o zi, mai devreme sau mai târziu. Sau poate pentru unii dintre noi lucrul ăsta s-a întâmplat. Numele nostru va fi schimbat într-un nume nou. Apocalips 2 cu 17. Haideți să citim și textul acesta. Apocalips 2 cu 17. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui îi voi da să mănânce din mana ascunsă, îi voi da o piatră albă, pe piatra aceasta este scris un nume nou pe care nu-l știe nimeni decât acela pe care îl primește. Este un simbol al mântuirii, un simbol de excepție. Este ceea ce ne așteaptă pe fiecare dintre noi, simbolul acesta al mântuirii lui Iisus Hristos. În legătură cu ceea ce s-a întâmplat aici, în Geneza, capitolul 32, când lui Iacov îi se schimbe numele din Iacov în Israel, auziți ce zice în educație, la pagina 52. E vorba despre Iosif. În copilăria sa, Iosif fusese învățat de către tatăl său. Cine era tatăl lui Iosif? Iacov. Fusese învățat de Iacov iubirea și frica de Dumnezeu.
Adesea, în cortul tatălui său, sub stelele cerului sirian, îi se spusese povestea viziunii de noapte de la Betel, a scării de la cer la pământ, a îngerilor care coborau și urcau și a celuia care i s-a descoperit lui Iacov tocmai pe tronul de sus. Ce frumos! Îmi imaginez clipele acelea, îmi imaginez pe Iosif care vedea cu imaginația sa scara care coboară. Ce privilegiu! Apoi, îi se spusese povestea conflictului de lângă Iaboc, când renunțând la păcate îndrăgite, Iacov a stat ca un biruitor și a primit titlul de prința lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat la Iaboc? Ce s-a întâmplat la Iaboc? Iacov a primit numele de prinț al lui Dumnezeu. Știți, am știut foarte multe despre Iaboc, am știut foarte multe despre ceea ce s-a întâmplat acolo, dar n-am știut sub această nouă perspectivă. Acolo, Iacov devine prințul lui Dumnezeu. Prințul lui Dumnezeu. E tare frumos. Nu știu cum ați unit dumneavoastră Betelul cu Iabocul. Ce e Betelul, ce e Iabocul? La Betel Dumnezeu s-a întâlnit cu Iacov și i-a promis, ce i-a promis? Călăuzire, har, îndurare. Ce-o fi la, ce se întâmplă la Iaboc? Când Iacov luptă cu Dumnezeu, ce e acolo? Haideți puțin să încercăm să vedem de ce atunci, de ce abia atunci Iacov reușește să-și însușească titlul acesta princiar? De ce titlul nu i-a fost dat la Betel? De ce aici, la Iaboc? Parabolele Domnului Hristos, pagina 176. El care locuiește în sanctuarul ceresc, judecă cu dreptate. El are o mai mare plăcere în poporul său care se luptă cu ispite într-o lume plină de păcat decât în oastea îngerilor care stau în jurul tronului său. Nu am mai povestit ce s-a întâmplat acolo. Nu am mai povestit momentul în care Iacob, singur în noapte, încă o dată singur, ca și la Betel, pleacă printre tufișurile acelea și la miezul nopții, cu conștiința și cu cugetul încărcat de toată viața lui, simte o mână care îl apasă pe umăr și dintr-o dată arcul acela al conștiinței vinovate îl întoarce și îl face să-l considere pe acela ca fiind dușmanul lui și începe o luptă pe viață și pe moarte care durează toată noaptea. Și în timp ce Iacob se luptă cu îngerul Domnului acolo la Iaboc, auziți cum devine lupta aceasta un tip, un al doilea tip, un al doilea model. El, cel ce locuiește în sanctuarul ceresc, are o mai mare plăcere în poporul său care se luptă cu ispite într-o lume plină de păcat decât toți îngerii. Nu că se pot compara cele două situații, dar în momentul acesta, lumea mea, această lume care se luptă cu păcatul și cu toate problemele, este centrul de atenție al milioanelor de îngeri, nu doar a 12 legiuni, ci a tuturor îngerilor, a Domnului Iisus Hristos, a Duhului Sfânt, a Tatălui. Tot cerul se concentrează aici. Și pe cine vede aici? Ne vede pe noi, că ne-am adunat în seara asta la închinare. Și zice, Doamne, cum de v-ați adunat aici? Bine ați venit aici! Și se bucură să cinstească adunarea noastră cu adunarea lor. Tare, tare frumos. Nici o luptă pe care o dăm nu este o luptă care să nu aducă un titlu de glorie cerului întreg. El, cerul, este lângă cei ce se luptă, nu lângă cei ce stau. Să înțelegem bine lucrul ăsta. Ești Iacob, va fi cerul lângă tine. Tot cerul.
Poate că uneori zici, domnule, dar nu-i văd, parcă s-au dus, parcă nu sunt aici. Ține minte citatul acesta, parabole Domnului Hristos, pagina 176. Nu există o plăcere mai mare pentru cer decât poporul său, poporul Domnului care se luptă. Spuneam, dacă un lucru se întâmplă numai odată în istorie, lucrul respectiv ar putea să fie o excepție. Dar dacă se întâmplă de mai multe ori, el devine un model, o tipologie. Pe lângă schimbarea numelui lui Iacov care a avut loc la Betel, cui s-a mai schimbat numele? Poftiți? Cui s-a mai schimbat numele? Lui Abraham. Și iată că Dumnezeu schimbă numele lui Abraham, schimbă numele lui Iacov, schimbă numele lui Sara, așa cum spuneți dumneavoastră, schimbă numele Sionului, schimbă numele biruitorilor. Domnul Iisus Hristos continuu schimbă numele celor care sunt ai Lui. Și acum vă rog să citim împreună Geneza 17, 4 la 8. Tu, Doamne, Dumnezeule, ai ales pe Abraham, l-ai scos din Ur, din Haldea și ai pus numele Avraam. Neemia 9 cu 7, l-ai scos ca fiind Avraam și i-ai pus numele Avraam. Apoi, în timp ce Dumnezeu îi schimbă numele lui Avraam, observați ce se întâmplă. Și în cazul lui Iacov și în cazul lui Avraam, când Dumnezeu schimbă numele, în momentul acela are loc un legământ. Dumnezeu schimbă numele numai în cadrul legământului. Schimbarea numelui este ceva juridic. Legământul este acel element juridic în cadrul căruia se poate crea o nouă identitate. Și iată-L pe Dumnezeu cum creează o nouă identitate vis-a-vis de Abraham. Nu te vei mai numi Avraam, ci numele tău va fi Avraam. Căci te fac tatăl multor neamuri, te voi înmulți nespus de mult. Voi face din tine neamuri întregi și din tine vor ieși împărați. Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta din nou la singular cu trimitere la Domnul Iisus Hristos. Din neam în neam, acesta va fi un legământ veșnic în puterea căruia eu voi fi Dumnezeul tău și al seminției tale după tine. Din nou, seminția ta după tine cu referire la Domnul Iisus Hristos. Ție, seminției tale după tine, îți voi da țara în care locuiești acum ca străin și anume îți voi da toată țara Canaanului în stăpânire veșnică și eu voi fi Dumnezeul lor, al acestor neamuri care vor fi binecuvântate în tine. Iată legământul. S-a schimbat numele, s-a schimbat legământul. Ideea că schimbarea numelui este obligatorie apare din ideea faptului că Dumnezeu face mereu lucrul acesta și prin frecvență Dumnezeu îl stabilește ca un fel de procedură a sa. În noaptea aceea de luptă în care Dumnezeu vrea să încheie legământul cu Iacov, ne întoarcem din nou la Iaboc. Auziți cuvinte care sunt în Cartea Patriarhi și Profeți, pagina 201. Când în deznădejdea lui Iacov s-a prins puternic de îngeri și s-a rugat cu lacrimi, solul ceresc pentru a-i pune la probă credința, i-a reamintit de asemenea de păcatul său și s-a străduit să scape de el. Cum mi se pare? Cum mi se pare? Contextul spune așa. Satana îl învinuise pe Iacob înaintea îngerilor lui Dumnezeu, pretinzând dreptul de a-l distruge din cauza păcatului său. El l-a influențat pe Esau să pornească împotriva lui și în timpul lungii nopți de luptă a patriarhului, Satana s-a străduit să abată asupra lui un simțământ de vinovăție pentru a-l descuraja și a-l face să nu se mai încreadă în Dumnezeu. Marea bătălie a lui Iacov din noaptea aceea era o bătălie a credinței. Mai ai încredere în Dumnezeu sau nu mai ai încredere în Dumnezeu? Tot ceea ce a făcut Satan în momentul acela a fost să îl facă să nu mai aibă încredere în Dumnezeu. Dar acum întreb, dar solul ceresc? Solul ceresc de ce? I-a reamintit păcatul lui. Din ce cauză? Poftiți?
Fraților, toți trecem pe aici. Fiți atenți. Păcate vechi. Fantome care ne hăituiesc sufletul. Rămân cu noi. Psihologia noastră face ca să adunăm din urmă, din spate, umbre care nu ne lasă să vedem strălucirea soarelui lui Dumnezeu. Din cauza aceasta, pentru binele nostru, pentru ca noi să înțelegem ce e cu noi în momentul acela, în lupta aceea lui Iacov, Iacov a fost confruntat pentru noi toți cu propriul său trecut. Trebuia Iacov să se descurajeze? Trebuia? Trebuie eu să mă descurajez? Putea Iacov să se descurajeze? Pot eu să mă descurajez? Pentru că nu cumva să mă descurajez din cauza aceasta. Haideți să citim mai departe. Dar Iacob nu putea fi făcut să abandoneze lupta. Auziți? Ăsta este profilul unui creștin, unui serv al lui Dumnezeu, care în mijlocul încercării nu poate să fie silit să abandoneze. El învățase faptul că Dumnezeu este milostiv și s-a încrezut cu totul în mila sa. Asta a fost tot. Atâta știa el despre Dumnezeu. Știu că tu ești milostiv și ca urmare mă încred în harul tău. El a arătat apoi la pocăința de păcatul său și a cerut eliberare de vina sa. Nu putem niciodată să facem apel la mila lui Dumnezeu dacă nu putem arăta concomitent și la... Poftiți și la, ziceți... Haideți că nu vreau să vă pierd. La pocăința noastră. Mila lui Dumnezeu funcționează numai în măsura în care există și pocăință. Ruptă de pocăință, mila lui Dumnezeu nu funcționează. Din cauza aceasta ni se cere pocăința. Din cauza aceasta Dumnezeu face apel la viața noastră. Nu trăiți doar în baza harului său, astfel încât harul său să fie transformat într-o sursă de păcat. Arătați la harul lui Dumnezeu care a produs pocăință în viața dumneavoastră, nu păcat în viața dumneavoastră. Revizuindu-și viața, el ajunsese aproape la disperare, dar se ținea puternic de înger și cu plânset fierbinte până la agonie și a susținut cererea până când a biruit. Fraților, sunt uluit de câte ori aici se amintește cuvântul Iacov a plâns. A plâns. Încă din pântecele mamei sale a apucat Iacov pe fratele său de călcâi și în puterea lui s-a luptat cu Dumnezeu. Ar fi de vorbit mai mult aici, dar dați-mi voie să merg mai departe. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor. A plâns și s-a rugat de el. Forța lui Iacov, puterea lui Iacov a constat în faptul că în momentul acela s-a rugat de Dumnezeu. A plâns și s-a rugat de Dumnezeu. Asta este toată puterea pe care o avem în mână. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu. Aceasta va fi experiența poporului Dumnezeu în lupta finală cu puterile răului. Dumnezeu va pune la probă credința, statornicia, încrederea lor în puterea sa de a-i scăpa. Satana se va strădui să îi înfricoșeze la gândul că ei sunt niște cazuri fără nicio speranță, că păcatele lor sunt prea grave ca să poată să fie iertate. Nu face Satana asta cu tine? Nu se întâmplă asta cu fiecare dintre noi? Nu aud de atâtea ori, e prea mult, atât de multe ori am păcătuit și imediat ne întoarcem înapoi? Ei vor avea un simțământ profund al nedesăvârșirii lor și revizuindu-și viața, nădejdea lor se va prăbuși. Experiența poporului Dumnezeu. Dar vă rog să observați ce urmează. Dar aducându-și aminte de măreția milei lui Dumnezeu, cum și de pocăința lor sinceră, ei vor face apel la făgăduințele sale făcute prin Hristos, păcătoșilor fără de ajutor care se pocăiesc. Credința lor nu se va stinge pentru că nu primesc imediat răspuns la rugăciunile lor. Credința lor nu se va stinge pentru că Domnul întârzie. Asta este o problemă la noi. Uneori, întârzierea lui Dumnezeu ne creează probleme. Doamne, de ce nu-mi răspunzi acum? Acum am nevoie de tine. Dar vă rog să observați modelul de la Iaboc, modelul lui Iacov. Lupta mea cu Dumnezeu are loc în dimensiunile acestea
ale unui răspuns care nu vine imediat. Și atunci, pentru că răspunsul nu vine imediat și pentru că nevoile sunt acum, marea mea problemă este, Doamne, îmi răspunzi sau nu? Da. Geneza capitolul 32 ne povestește mai departe. Un om s-a luptat cu Iacov până în zori, văzând că nu-l poate birui. Este extraordinar, Doamne. Cum adică nu-l poți birui? Aici suntem chemați, ca popor al lui Dumnezeu, să nu ne biruie nimeni credința, să nu ne biruie nimeni certitudinea și siguranța în mila și în harul lui Dumnezeu. Văzând că nu-l poate birui, omul acela l-a lovit. Mai degrabă loviți decât să fim biruiți în credința noastră. Mai degrabă șchiopătând decât să cedăm la această certitudine a faptului că suntem al lui Dumnezeu. Și apoi urmează, omul a zis, lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile. Și prin credință Iacov ajunge să își modifice întregul discurs și spune, nu, eu nu te las. Până acum Iacov se rugase, plânsese și acum dintr-o dată Iacov spune, eu nu te las. Ce schimbare extraordinară. Spuneți-mi ce s-a întâmplat în viața lui Iacov. Iacov devenise biruitor. Până acum Iacov plânsese, până acum Iacov se luptase cu Dumnezeu, se rugase ca un cerșetor. Acum Iacov spune, nu te las. Iacov e biruitor. Biruitor față de cine? Față de Dumnezeu. Se luptase cu Dumnezeu și cu oamenii și devenise biruitor. Omul acela i-a zis, cum îți este numele? Iacov, înșelător. Ce amintire tristă. Ce amintire tristă. Apoi a zis, numele tău va fi schimbat. Nu te vei mai chema Iacov, ci te vei chema Israel. Căci ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai fost biruitor. Iacov, ca și cum ar sta de vorbă cu un prieten, cu un egal, vă spun, s-a schimbat ceva în Iacov. Biruința își spune cuvântul, Iacov îl spune, dar pe tine cum te cheamă? Și omul acela rămâne surprins să vorbești așa cu Dumnezeu și spune, pentru ce îmi cer numele? Și ca rezultat al acestei schimbări de atitudine, Iacov a fost binecuvântat acolo. Te rog frumos, nu mai sta, nu mai plânge înaintea lui Dumnezeu. Prin harul său, schimbă atitudinea într-un biruitor. Întreabă-l pe Dumnezeu despre tainele lui, despre numele lui și Dumnezeu te va binecuvânta. Ăsta este un model extraordinar pe care Dumnezeu vrea să ni-l dea fiecăruia dintre noi. Din noaptea aceea a luptei de lângă pârâul Iaboc, Iacob a ieșit un alt om. Încrederea în sine a fost scoasă din rădăcină. Din acel moment înainte nu s-a mai văzut în el și retenie. În locul uneltirii și al înșelăciunii, viața sa a fost marcată de simplitate și adevăr. El a învățat lecția sprijinirii în mod simplu pe brațul celui atotputernic și în mijlocul încercărilor și suferințelor el s-a plecat într-o umilă supunere înaintea voinței lui Dumnezeu. Și fiți atenți și cu asta încheiem. Elementele josnice ale caracterului său au fost arse în cuptorul cu foc, iar aurul adevărat a fost curățat până când credința lui Abraham și a lui Isaac a apărut în toată limpezimea ei. Fraților, acesta a fost drumul din seara aceasta. Cam lung, dar este drumul pe care trebuie să-l urmăm fiecare. Sunt modele de gândire pe care trebuie să ni le însușim. Modelul Betelului este modelul Harului, modelul Iabocului este modelul Sfințirii. Cele două merg mână în mână și reprezintă demersul și căutarea noastră după cer, până când vom ajunge în situația ca nimic din ceea ce este vechi să nu mai rămână datorită focului, cuptorului prin care Dumnezeu ne trece. Vă las cu binecuvântarea lui Dumnezeu în fața acestei provocări mântuitoare a Domnului Iisus Hristos. Amin.